împreună cu voi, voi testa aceste cremuțe și vom vedea ce efect au. Salut, dragii mei abonați, dragii mele prietene, dragii mei prieteni, vă mulțumesc că comunitatea noastră crește datorită vouă și bun venit noilor abonați. De mult n-am mai postat și n-am mai adunat așa produsele care le-am terminat. Și o să încep să le iau așa, cum merg în cutiuța mea. Ce am terminat eu? Am terminat apa termală, apa micelară de la Academie, apa mea care o vedeți mereu în filmulețele mele, în produsele terminate. O iubesc foarte mult căci demachiază și ochii, și tenul, și hidratează, și tonizează. Îmi place foarte mult. Ce am mai terminat? Ce am avut? Aici am un... dați așa să iau ampule, ce era în cutiuța asta. Am Revivor, balzamul de pentru păr. Balzam pentru păr, un balzam, să zicem, de pe timpuri, de pe timpurile sovietice, dar este și acum, se practică, este bun, la fel și cum l-am primit în prima dată. Îl folosesc, dar mai schimb. Este un balzam care să zicem așa, îmi liniștește părul și îmi place de el. La fel l-ați văzut în filmulețele cu produse terminate. Ce am eu aici în mână, aia că era pe căpăcel? După cum știți, v-am menționat că am avut o cură de peeling glicolic, iar ca menținere am folosit retinolul. Deci, retinolul în ampule de la Academie. Am aici câteva, o parte le-am aruncat. Dar ce, da, nu nimic. Așa este când filmez produse terminate. Am avut, să zicem, ultimul timp am procurat, iată așa, o pastă de dinți, Duo, Lesnoi Balsam. Ăsta este un producător rus, pe bază de rețetelor siberiene, cu plante siberiene, cu cedru, cu pojarniță, cu mușețel, care tratează această pastă de dinți, tratează și întărește gingiile. Mi-a rămas doar cutiuța, le-am aruncat ambalajele. Dați să vă mai povestesc și să vă mai arăt că am finisat sinergetic gelul ăsta pentru veselă și pentru jucării, pentru fructe, care la fel este producător, la fel este distribuitor din Rusia, dar gelul se produce în Germania. E un eco-gel și îmi place mult, îl procur la magazinul numărul 1, dar recent soțul a mers să-l procure și nu era în vânzare. Sper că cei de la bălți, distribuitorii, vor avea grijă de cumpărători. De noi, de cumpărători. Am încercat și am folosit, n-am încercat, dar am folosit măsculița Petifon de la Garnier, care v-am povestit că mi-a plăcut foarte mult. Aceasta a fost o mască super hidratantă, cu lăvânțică. Are foarte mult gel în ea și dintre toate măsculițele, măștile, cineva îmi scrie în comentarii că eu pronunț măsculițe, dar așa îmi vine. Dintre toate măștile Petifon, de la Garnier îmi plac foarte mult. Măcar că pentru măsculiță de unică folosință este cam scumpă, costă ea 63 de lei, asta e undeva 3 euro. Pentru noi nu e chiar așa de ieftin, dar am încercat și mi-a plăcut. Apa termală avem, care am folosit-o timp de iarnă, chiar în ianuarie știți că a fost cald, nu a fost în soare, nu a fost ger, și o foloseam în încăpere, o foloseam când mergeam la birou, când chiar și la domiciliu. Îmi place foarte mult că e o apă termală legere, mineralizarea este optimă și îți dă un confort plăcut.
Măsculit, mă iertați, crema pentru mâini de la Alcmene. Ce să vă zic de această cremă, procurată de la Farmacia Familiei, costă undeva 59 de lei. 59 de lei și să zic că tare mi-a plăcut, nu chiar, nu-mi place genul ăsta de creme care nu simt pielea mătăsoasă. E bine, parcă, dar vroiam un altceva. Am mai încercat o mască pe bază de coacăză. O mască se numește Brazilian Nude. Dar măsculița aceasta, mai mult aș recomanda-o pentru ten acneic, ten gras, căci știți, pentru tenul meu sensibil, un pic mă deranja. Dar vă recomand pentru un ten gras și acneic sau mixt, un ten mixt. Dar ce mai am eu aici? Mai am de la Biomed o pastă care e pe bază de sâmburi de struguri, care este foarte plăcută și nu irită ginginii, este foarte finuță, blândă, pentru cei care au scurgeri la gingie, cei care au ginginii sensibile, este producător ucrainean, Biomed se numește. La fel am procurat-o de la magazinul numărul 1. Number One City. Ce am eu aici? Trebuia să mă pun aici în față mai bine, ca să tot mă întorc în spate. Am finisat fonul de ten de la Oriflame, un fond de ten mediu, este ivory, un fond de ten care are o acoperire medie și mi-a mers că și hidratează acest fond de ten. Mi-a plăcut. Și am finisat și de la Melchior Luminatorul, care mi-a plăcut foarte mult. Acum știu că este o colecție nouă, dar mi-a plăcut și iată l-am finisat acum. Remelul de la Aven, Coverage. Coperiuță așa foarte delicioasă, foarte plăcută. O recomand pentru cei care sunt sensibili, pleoapele sunt sensibile, sunt conjunctiva este sensibilă, ca și la mine, îndoaie bine genele și e foarte, foarte comodă. Uitați-vă ce periuță are plăcută și ondulată așa. Mi-a plăcut acest remel. Da. Am aici o cremă pentru mâini cehă, pe bază de ulei de cocos, dar nu mi-a plăcut de la Naturalis. Nu mi-a plăcut că avea o senzație de mă strângea, mă deranja, dar am folosit-o. O amestecam, o combinam cu alte creme, uneori chiar și cu ulei, făceam măsculițe cu ea pentru mâini. După cum știți, ați văzut filmulețul cu experiența mea la Expo Beauty, unde fetele mi-au oferit multe, multe testere să luăm, iată, de la Dermedix. De la Dermedix cunoașteți acest brand profesional, foarte, foarte multe testere, dar mi-a plăcut gelul pentru masaj, un gel în ulei pentru masaj și am combinat gelul pentru masaj cu serul anti-age deluxe, cu crema anti-age deluxe.
Iar dimineața foloseam crema cu peptide. Deoarece mi s-au dat foarte, foarte multe testere, am reușit să le încerc și îmi fac și ca o cură, să vă arăt câte, câte aici testere am de la Dermedics. La noi în Chișinău se ocupă Lorema Cosmetic. E așa un brand și foarte multe... Mi-a plăcut prin faptul că sunt foarte blânde, sunt plăcute, nu au o aromă înțepătoare, dar v-am zis ce am folosit din ele și ce mi-a plăcut. Și chiar vreau să-mi procur gelul ăsta pentru masaj, pentru folosire... Oi, mă iertați. Mi-aș dori să-mi procur acest gel pentru masaj. Iarăși de la expoziția Beauty, unde v-am mai povestit în filulețul cu expoziția, despre Omna Cabin. Omna Cabin este un brand izraelitian care este și în România și la noi în Republica Moldova este. Am încercat la fel diferite creme și testere. Iată le vedeți aici, să le pun așa, să vedeți Omna Cabin. Dar ce mi-a plăcut dintre aceste testere? Mi-a plăcut serul cu vitamina C. Chiar nu-i serul, serul Lili se numea. Serul Lili, care are o acțiune antioxidantă puternică, mi-a plăcut cum el se așează, cum el se îmbibă în piele, cum dă un fermitate pielei acest serum. Și la fel crema cu vitamina C. Crema cu vitamina C, care am avut oportunitatea să am câteva șantioane și să le încerc. Mi-a mai plăcut și peelingul din pătrunjel. Mi-a plăcut și peelingul din pătrunjel. La fel este un peeling care l-am folosit în timpul saunei. Era plăcut, era puțin înțepa, dar de folosit odată în săptămână, chiar și la două săptămâni, pentru tenul sensibil și mai des pentru un ten acneic și gras, este minunat. Mi-a plăcut acest brand, am încercat și crema, fonul de ten cu factor de protecție, dar mi s-a părut cam greoi pentru tenul meu, mi s-a părut așa că mi-am încărcat tenul, dar din toate testele acestea care eu le-am încercat, sper și îmi programez să-mi procur ceva, mai ales peeling-ul cu pătrunjel, crema cu vitamina C și serul Lili, care eu le-am apreciat pentru mine că îmi vor face bine. Așa, ce mai avem noi aici? Și iată, da, vreau să vă mai spun că am niște testere de la Anthos, un brand italian care are diferite, să zicem așa, are multe seturi de îngrijire și pentru mâini și pentru ten, aromate, celor care place aromaterapia, vă propun să procurați creme de la Anthos. Eu am încercat, ați văzut și filmulețul cu îngrijirea mâinilor, care mi-a făcut măsculiță pentru mâini, cremele pentru față, este ulei pentru masaj, care eu le-am testat. Acum sunt la o etapă de testare a unui crem pentru față lifting și urmăriți să vedem ce rezultat. Și am procurat, ați văzut filmulețul cu parasoftină și o sete exfoliante pe care le-am procurat de la farmacia Hipocrate. Să vă spun despre șosețele exfoliante, parasoftin, care ați văzut filmulețul. Desigur că mi-a plăcut, dar m-au deranjat atunci când le-am aplicat și trebuia să stau două ore, o oră jumate am stat două ore, dar pentru cei care nu au astâmpări ca mine, trebuia să mă mișc, să fac ceva. Pungulițele acelea se lunecau despre picior, mă deranjau. Dar vreau să vă zic că mi-au plăcut.
Așa că se merită să le încercați. Vreau să mă opresc la crema Lifting Activ de la Vichy, care am terminat-o. O cremă foarte, foarte plăcută, o cremă foarte, foarte, chiar mi-a rămas aici așa, iată, un pic se termină. Foarte, foarte legeră, foarte, foarte mătăsoasă, plăcută și cu efect de lifting maxim. O aromă așa minunată, o aromă o aromă agreabilă și vreau să vă zic că se merită să folosiți această cremă. Am folosit și Lift Activul Sierul Supleoape, la fel de la Vichy, care este un sier și pentru gene, și pentru conturul ochilor, în combinație cu crema, în combinație cu acest sier în jurul ochilor, pe bază de plante, de ramnozia. Mi-a plăcut nespus de mult, căci chiar că are un efect de lifting bun și maxim. Mă opresc la testerele Slow Age și Neovadiol de la Vichy, care le-am primit de la farmaciștii din Franța. Am combinat aceste două testere. Neovadiolul îl foloseam seara, iar Slow Age-ul foloseam ziua. Neovadiol pe bază de proxilan, o substanță activă, un ingredient foarte bun pentru menținerea hidratării și a reda fermitate tenului. Și iată, vreau să vă arăt, iată aici le-am folosit, chiar și le-am tăiat așa ca să le folosesc pe toate. Și sper că m-a motivat aceste două testere pentru pe viitor ca să mi le procur. Scrieți în comentariile voastre ce din produsele care eu le-am prezentat, le-ați folosit, ce efecte ați avut, v-au plăcut, nu v-au plăcut. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept cu drag și la alte filmulețe. Pe curând! La revedere!